vorbești franceză și uite că ți-am pregătit și pentru astăzi una. La marginea unui sat era un iaz mare. În el ciobenii își adăpau turmele, iar femeile își spălau rufele. Într-o seară răsărise luna și se reflecta în apă ca într-o oglindă. În vremea asta un omulean a venit să-și adape măgarul. Cât timp măgarul băuse, vântul și-a schimbat direcția, grămădind pe cer nori mari, încât abia le se mai zărea om cu om. Stăpânul măgarului s-a speriat și a fugit cât colo de la iaz, strigând ca din gură de șarpe: Doamne Dumnezeule, mă rog de mă iartă, măgarul meu bând apă a înghițit și luna. Of, măgarul a înghițit luna! La strigătele lui s-au adunat toți locuitorii. Ce te-a apucat de țipe așa, omule? Măgarul meu a înghițit luna, măgarul meu a înghițit luna! S-au uitat cu toții la cer, apoi în apă și au început să plângă, să se vaicăre. Tot atunci s-a adunat și toată șefia locală. Să fie adus încoace măgarul care a înghițit luna. Au adus măgarul. Măgarule, tu ai înghițit luna? Măgarul a început să dea din cap și să ragă. Vedeți? Singur a recunoscut că a înghițit luna. Ce ne vom face acum fără ea? Cum vom umbla noaptea? În timpul acesta, măgarul iar a început a rage și a dat din coadă. Aha, iată cum te comporți tu la judecată. Noi te condamnăm la moarte. Peste 10 minute, măgarul a târnat de acum de o creangă. Între timp, unul din judecători și-a dat seama că s-au cam întrecut cu șaga. Ei aveau dreptul numai să condamne la moarte, dar nu și să aplice pedeapsa. Ca să-l îmbuneze pe șef, au hotărât să-i trimită un car plin cu fel de fel de bunătăți și măgarul mort. Judecătorul șef va chema un chirurg iscusit care va scoate luna din burduhanul măgarului, apoi vor rezema scara de clopotnița catedralei de acolo și vor țintui luna la locul ei pe cer. Zis și făcut. 12 tineri au pornit la drum încărcați cu daruri pentru judecătorul șef. Alți 12 duceau pe umeri o prăjină lungă de care atârna măgarul neînsuflețit. Până acolo trebuiau să treacă printr-o pădure. Lupii au adulmecat mirosul de măgar pierit și s-au năpustit cu haita, urlând ca turbați. Tinerii au rupt-o de fugă, lăsând baltă și păsările și măgarul. Într-o clipită, lupii au înfulecat toate darurile și măgarul, rămânând în el numai oasele. A doua seară, pe cer apărut luna luminând ca de obicei. Localnicii au răsuflat ușurați. Lupii ne-au făcut un mare serviciu, ziceau ei. Măgarul e păpat și judecătorul șef nu va afla că noi am încălcat legea. În ce privește luna care a fost înghițită de măgar, ea, după cum vedeți, s-a dovedit a fi mai hâtră decât lupii. Ea le-a scăpat din vedere și s-a întors singură la locul ei din cer. Ei, iată, asta-i povestea. Noapte bună!